Ia uite, Alice, unde te-am adus aici, fii atent. Eu știu perfect unde m-ai adus, că ai mai adus tu aici pe cineva, ia zi, știi cine? Da, l-am mai adus pe Darusel, de ce te-am adus pe tine de data aceasta? Pentru că prima oară am vrut să fac cu Darusel. Bă, alo, păi cum adică de data aceasta? Te durea mâna să mă inviți și pe mine atunci? Aolo, mamă, Alice, scuze, mamă, tu te-ai supărat pe bune? Nu, îți foarte, uite, nu mai pot de fericire. Ok, mă, Alice, fii atentă, stai puțin, nu te supăra pentru că am zis că prima oară o să fac cu Darusel și după o să fac și cu tine. Dacă se strâng foarte multe like-uri, dacă prinde, am zis că te aduc și pe tine, după facem cu toată lumea și toată lumea o să fie fericită. Da, bine, da, ia zi, îți place ce am aici nou? Mamă, ți-ai pus capă, mă, Alice, mă, acum e super erou, ok, hai să te văd ce super erou ești tu, pentru că fii atent, Alice, prima rundă la fața ascunsele aici, pentru că cine încă nu s-a prins, sunte la fața ascunsele, da, evident, și Alice, fii atentă, câștigătorul trebuie să-i dea lui Darusel niște burgeri, nu, adică pierzătorul trebuie să-i dea să-i facă cadou lui Darusel niște burgeri. Băi, cum adică eu și ce primesc dacă câștig? De fapt, bă, nu, un pierzător, tu ce să primești? Dacă câștigi, primești foarte multă susținere din partea oamenilor, felicitări și toate lucrurile de genul acolo în comentarii. Da, bine, deci nimic, hai să începem. Ok, deci fii atentă, prima oară mergem aici la Map Selection și fiți atenți, scrieți acolo în comentarii cine credeți că o să câștige, dacă credeți că eu o să câștig mai multe runde sau dacă credeți că Alice se va descurca mai bine ca Seeker, pentru că, adică, scrieți acolo în comentarii cine se descurcă mai bine ca cel care caută sau cine se descurcă mai bine și ca cel care se ascunde, practic, pentru că la prima rundă Alice vine în partea aceasta, pentru că în partea aceasta avem prima rundă și fii atentă, uite-te cum se vede de aici din exterior, se vede foarte, foarte bine, mă, dar stai puțin, Alice, tu te-ai uitat cumva la videoclip sau... Bă, eu normal că l-am văzut, numai că stai așa, că eu vreau acolo la roz, tu de ce mă duci aici? Nu, păi fii atent, mama, Alice, păi stai puțin, tu ai văzut, adică unde m-am ascuns eu cu Darusel? Adică, poate că da? Bine, sper că n-ai văzut, dar în fine, hai fii atent, acum 3, 2, 1, acum eu sunt Seeker, o să aștept aici, cât timp o să aștept eu și el zi de secunde o să fac aici parcursul Alice și fii atentă, tu acum trebuie să te ascunzi foarte, foarte bine acolo, pentru că dacă nu te găsesc Alice, practic ai un punct și baie, dacă te găsesc cu Sami un punct și aia e bine pentru mine, că practic ar trebui eu să câștig și oricum o să se întâmple așa în comentarii, cine credeți voi că o să câștige, scrieți voi acolo în comentarii. Gata, Alice, 5, 4, 3, 2, 1 și începe prima rundă, cine nu-i gata le-au cu lopata, Alice, sper că te-ai ascuns, că dacă nu o să vină în căutare, după tine te-ai ascuns, Alice? Da, eu m-am ascuns, dar cum adică să mă iei cu lopata, mă, ce? Nu, stai, mă, că așa e expresia, mamă, ia să vedem că am găsit ceva pe aici, mamă, deci dacă te găsesc din prima, nu te găsesc, mamă, deci fii atentă că pe Darusel când l-am găsit din prima, după m-a găsit și el, ce crezi, tot din prima, dar nu la fel cum am făcut eu, dar fii atentă, vreau să mă duc, dacă ai zis că te-ai uitat la videoclip, chiar sunt curios dacă ai făcut faza pe care am făcut eu, deci dacă ai făcut așa, Alice, mamă, deci 0 puncte, n-ai făcut, deci foarte bine ai gândit-o, mă, Alice, unde te-ai ascuns, pe bune, adică nu te-am găsit totuși, așa e cam suspect că nu te-am găsit din prima totuși. Tot ce pot să zic e că sunt cam culcată. Ok, e o informație foarte, foarte bună. Asta înseamnă că ești undeva băgată puțin așa mai în jos, dar unde ai putea să fii? Aici, în partea asta, nu știu dacă ar putea să fii sincer, dacă ai zis treaba aceasta, nu cred că ai putea, dar hai să vedem în partea asta, pentru că eu totuși n-am explorat harta, m-am ascuns pe harta asta, eu m-am ascuns. Opa, nu n-am găsit nimic aici. Ok, Malis, poți să dai un indiciu când suntem mai aproape? Adică, bine, eu cred că nu cred că o să am nevoie, sincer, de indicii la harta asta, pentru că e o hartă easy și dacă nu te găsești la asta de easy, chiar Alice, cred că mi-aș accepta înfrângerea, sincer, aș zice că ești mai bună decât mine și cam aia e, sincer. Păi, da, chiar sunt, adică nici nu trebuie să mai aud, că eu deja știu. Ok, bine, Alice, ok, cum zici tu, fii atentă, mamă, dar, pe bune, unde te-ai ascuns, mă? Mamă, am așa o mică idee unde te-ai ascuns, pentru că parcă, cred că e ceva pe aici, nu știu sigur, dar parcă ar fi ceva, ia să opa, mamă, de ce, dar nu ești tu aici, bă, Alice, chiar, mă, unde te-ai ascuns, deci am căutat peste tot și nu te-am găsit aici, în casă poți să intri, oare, opa, Alice, vin după tine, nu ești cumva tu pe aici, cred că tu pe aici ești, mamă, dar edita mai maze-ul aici, Alice, nu știu cum, edita mai labirintul, practic, ți-am dat indiciu acolo unde sunt eu acum, cred că probabil tu ești pe aici, bă, da, Alice, poți să-mi spui dacă chiar ești pe aici? Te-am văzut și tocmai am ieșit din labirint. Clasic, chiar eram sigur că asta ai făcut, în fine, acum și acum ce să fac, unde să mă duc, bă, mamă, ce mi-ai făcut-o, bă, eram sigur, opa, în partea asta, oare, mamă, deci dacă ai fi aici, mamă, cum e zona asta, mamă, cât de tare, da, nu e nimic, ok, Alice, știi ceva, poți să-mi dai un indiciu unde ești, că totuși mai sunt câteva secunde aproape,
sincer, adică mai sunt aproape 2 minute, Alice, și eu încă nu te-am găsit. Adică practic te-am găsit acolo. Opa, 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 m-au zis ceva? Ai dat cu arcul? Unde ești, mă? Deci dacă ai dat cu arcul înseamnă că ești undeva la vedere, corect? Păi, dar eu nu știu, eu pot să fiu și undeva la nevedere. Opa, la nevedere. Opa, 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 opa. Mamă, stai puțin, stai puțin. Ah, nu, 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 am crezut că erai tu aici, dar asta l-am lăsat eu așa, ok. Bun indiciu că practic îl las așa. Și acum, puta, pe bune. Opa, opa, Alice, Alice, cumva pe undeva pe aici, mă, ești? Ia să te văd eu puțin. Ia să te văd, Alice, vin după tine. Alice, știi că n-ai unde să te ascunzi, nu? Eu știu că am unde să mă ascund și că pot fugi. Ah, ok. Poți fugi, dar unde te poți ascunde, Alice? Nu știu ce se aude de la tine, dar eu știu că o să te găsesc. Mă, bă, unde ești? Da, stai așa, mă, că veni niște veverițe la mine. Mamă. Ah, mamă, vin. Opa, stai, opa. Ia, sunt curios de ce. Ah, dar nu e aici. Am crezut că ești în partea asta, dar puta, chiar. Mă, de unde ai tras? Bă, asta mă întreb acum, de unde? Dar de ce mi se pare că te văd? De ce mi se pare că te... ce faci, mă, aici? Mă, dar pe unde ai fost? Mă, păi, da, am fost în labirint și după aia m-am aruncat să fac o baie. Mă, păi, stai puțin și acum eu am trecut... Vrei să-mi spui că am trecut pe lângă tine acolo în lava aia? Adică, da, chiar ai trecut pe lângă mine, am crezut că ești chiar. Ok, uitați-vă puțin, cât timp am pierdut la asta. Ok, acum eu o să fiu Hyder, Alice, era să zic, dar în fine, Hyder acum și tot să fii Seeker. Acum mergem la a doua rundă și acum fii atentă că aici e ceva foarte, foarte șmecher. Dacă ai zis bine, sper că nu te-ai uitat la videoclip, dar nu vreau să mă duc unde s-a dus Darusel, vreau să mă... Opa, opa, mamă, deci fac ceva aici, cred că ar fi o idee chiar foarte bună, sincer, pentru că tu nu cred că te pricepi la așa ceva și eu zic că ar merge. Ok, credeam că e undeva mai sus, dar da, aici încolo unde ești putea să mor. Mă, Alice, fii atentă. Eu nu cred că o să mă găsești, sincer. Sincer, nu-și da aceeași părere cu tine. Ah, ok, păi normal că nu era de aceeași părere, pentru că tu trebuie să fii pozitivă cu tine. Adică trebuie să crezi că o să câștigi și fii atentă. Cred că am găsit cel mai bun loc, Alice, atât de... de fapt, opa, mamă, fii atentă că am găsit o schemă. Am găsit o schemă, deci dacă cu schema asta nu o să câștig, mă, Alice, nu știu, sincer, ce o să mai fac. Dar asta, pot să zic, e cea mai bună schemă, sincer. La modul cel mai serios, e cea mai bună schemă. Și dacă vii din partea asta, eu o să vii pe partea cealaltă. Și tu, practic, tot așa nu o să mă găsești. Cum ai făcut tu mie acolo, dar eu te-am găsit totuși. Mi-ai spus destul că o să ieși pe o parte, gata, știu unde ești. Ok. Păi, dar stai puțin, de unde... stai, ai zis că te-ai uitat la videoclip, corect. Dar n-ai de unde să știi, pentru că nu s-a văzut la videoclip așa ceva. Practic n-am fost acolo, mai sunt 10 secunde. 5, 4, 3, 2, 1 și acum pleci în căutare după mine. Chiar sunt curios dacă mă va găsi Alice. Are 3, mamă, Alice, ai 300 de secunde, mă, pe bune. Adică în 300 de secunde eu zic că ai putea să mă găsești lejer. Mai ales că e o hartă easy, nu e ceva foarte, foarte greu. Dar cu schema asta, de ce mi s-a părut că parcă am văzut un pixel ceva pe aici? În fine, sper că m-am înșelat doar și că n-am văzut nimic, Alice. Bă, dar e nașpa că nu pot să te văd totuși, că nu există o cameră ceva ca să te văd. Chiar îmi aș fi dorit să te văd, sincer. Bă, sincer, eu sper că tu n-o să mă găsești. Adică stai, că eu o să te găsesc. Alice, ai uitat cine se ascunde și cine... Mă, stai puțin, tu te-ai ascuns acum, asta ce-ai făcut? Adică eu niciodată, cum? Ok, bine, sper că nu te-ai ascuns. Mă, dar eu aș ieși de aici, mă, eu nu vreau, mă, eu nu suport să stau aici totuși. O să ies, o să mă risc ca să văd pe unde ai putea să fii tu, Alice, sincer. Chiar vreau să... Bă, dar nu te văd. Opa. Nu. Ai făcut uitați-vă puțin, deci aceeași greșeală pe care am făcut-o și cu Darusel. Bravo, mă, Alice, ai avut noroc. Totuși, ce să zic, ai avut noroc. Acum am pune la Seeker. Bă, da, fix aceeași greșeală pe care am avut-o și cu Darusel în primul meci. Uitați-vă la primul meci. Cine nu s-a uitat la primul videoclip, uitați-vă, pe bune, că fix aceeași greșeală am făcut-o cu Darusel. Da, în fine, mă rog, nu mai caut scuze și toate astea. Mama, acum iar sunt Seeker. Opa, Alice, poți să-mi spui ce hartă era, că sunt curios de ceva. Este aia cu rai. Ok. Credeam că e aia cu casa, pentru că la aia cu casa, ce crezi? Vreau eu să fiu acolo și sper că te găsești acum, că dacă nu o să fiu, și de data trecută eu n-am fost. Și asta vreau să fac acum, să experimentez treaba aceea, Alice, pentru că eu practic unele hărți momentan până acum, Alice, eu hărțile astea nu le-am jucat. Bine, am jucat doar o hartă, ci drept, dar în fine. Hărțile astea nu le-am jucat cu Darusel, harta aceasta, și aș vrea să le joc pe alea pe care nu le-am jucat. Adică ar trebui să fie câștigi. De fapt, cred că o să câștig eu mereu și ar fi mult mai bine așa. Adică, păi și eu. Ce și tu, Alice, tu nu o să mai câștigi nimic. Ai câștigat o rundă, gata, atât. Bă, alo. Păi mă fure așa pe față. Gata, Alice, sunt în căutare după tine. Chiar sunt curios unde te-ai ascuns, sincer. Chiar sunt curios unde te-ai ascuns, pentru că de data aceasta am eu o presimțire că... Bă, nu pot să cred că așa repede. Nu fugi, Alice, nu mă bagi în seamă. Nu, bă, Alice, sunt după tine. Pot fugi, dar nu mă pot ascunde. Ai dreptate, poți să fugi, dar nu te poți ascunde. Dar dacă fugi, Alice, o să te prind. 3, 2, 1, gata. Am mai speriat, te-am sărit în sus. Te-ai speriat, da, 100% s-a speriat. Chiar sunt 100%. Ok, fii atent, Alice, acum mă fac chiar Hyder Pin.
bine, mă, că te-am găsit, bă, ți-am zis că am o presimțire că te găsesc așa de repede. Nu știu, scrieți voi acolo în comentarii dacă voi ați avut presimțirea asta ca mine. Și acum mergem la asta și în sfârșit. Mă, Alice, de ce nu merge? Fii atent, Alice, cu puterea minții o să dau și o să meargă. Gata, mă, Alice, mă, fii atentă, mă, chiar sunt curios aici unde să mă ascund eu, Alice. Chiar sunt curios unde să mă ascund. Fii atentă, cred că aș avea eu o idee, ceva de genul, dar nu știu sigur, sincer, dacă există. Haideți să ne uităm prin partea asta, Alice. Bă, da, Alice, atâta zic, nu cred că o să mă găsești. Chiar nu cred că o să mă... Opa, Alice, am găsit ceva și n-o să mă mai... No, bă, Alice, deci dacă tu mă găsești aici, nu că eu închid episodul, după bune, Alice, îți dau tot ce vrei tu, dar dacă tu mă găsești în locul acesta, eu o să-ți dau tot ceea ce dorești, aia o să-ți bune, dau, ce? Bune, pe bune, păi cred că o să rămâi fără bani în buzunar. Ok, o să rămân fără bani, ok? Bine, mamă, dar aici e bine că se vede practic din partea asta și eu nu mă văd, adică pot să stau lejer. Asta e tot ce trebuie. Deci asta e tot ce trebuie. Pot să te văd pe tine peste tot pe hartă și atât zic. Doar pot să te văd peste tot pe hartă, Alice. Și bine, Alice s-ar gândi că sunt pe undeva. Poți să, dar de fapt nu sunt, sau poate sunt, cine știe, Alice. Da, păi ce nu știi tu e că eu ți-am pus ceva la tine în ochi și acum pot să văd ce faci tu. A, da, Alice, 100%. Chiar, mamă, chiar te cred. Hai, că cred, dacă e sincer. Ok, 4, 3, 2, 1 și hai să vedem acum, Alice, mamă, unde. Ia uitați-vă puțin acolo, Alice, mamă, cât de bine că pot să o văd în partea asta, Alice, mamă, da, dacă să-mi dea și mie la dăstan ca să te trolez cu arcul, mă, asta vreau, Alice, dar, bă, unde te-ai dus, asta e întrebarea mea, că nu prea te mai văd în partea asta, ce... Ok, am crezut că am făcut o prostie, dar nu, bă, dar nu te mai văd, mă, Alice, unde ești, mă, bă, da, nici aici, opa, ce faci, mă, Alice, unde intră, mă, intri în casă, ce faci acolo? Nu știu, eu n-am intrat în casă, sincer, eu am intrat în ceva furnal. În casă, în furnal, ok, vrei să vin după tine, Alice, vrei să te bântui cum ar veni? Da, chiar vreau să mă bântui. A, da, 100%, chiar aș face asta ca să mă omor, nu, mă, Alice, pentru că de data asta, bă, Alice, eu vreau să nu mă găsești, ca runda următoare să fie foarte frumos, să fiu tot eu hider și lumea o să fie foarte, foarte fericită. Ce-i spune de treaba asta? Opa, uitați-vă puțin. Zic că n-o să fie. Ce? Eu sincer zic că n-o să fie fericit dacă nu câștig eu. Ok, scris acolo în comentarii dacă o să fiți fericit sau nu, dacă o să câștige Alice, dacă nu, adică scris acolo cu cine țineți, practic, cu cine sunteți mai fericit, practic, adică dacă aș câștiga eu sau dacă ar câștiga Alice. Că cu mine, da. Da, ok, Alice, asta o să... Opa, uitați-vă la Alice, mamă, deci în partea aia m-am dus eu cu darăsile atunci când l-am omorât, ok, Alice, ceea ce pot să zic eu că ai fost mai devreme lângă mine și acum ai plecat, atât îl zic. Pe bune, da, bine, sigur te cred. Bine, nu mă crede, ok, mamă, e bine că nu mă crede, păi, dacă, păi, cine, ok, deci voi mă credeți, ea nu mă crede, practic, am nevoie de încrederea voastră, nu, dar lui Alice, pentru că, uitați-vă la Alice, s-a dus fix acolo unde l-am găsit eu, bă, darăsile și-a fugit, darăsile a fugit acolo, a ieșit pe ușa pe care o să iasă Alice în 2-3 secunde, ia să vedem, gata, a ieșit fix acum, și darăsile a intrat în casa aceea și cam atât. Mă, da, Alice, dar chiar nu mă găsești, sincer. Mă, că eu m-am jucat până acum cu tine, că știu gata unde ești. Te-ai jucat cu mine până acum și tu, bă, te-ai jucat fața sunsele, dar nu te-ai jucat gen la modul la care te referi tu, pentru că nu o să mă găsești, asta e adevărul. Eu te-aș găsi dacă nu ar mai fi așa de enervant. Ce, opa, mi-a dat arcul și vreau să dau în tine, mă, Alice, gata, mă, deci dacă treci pe aici, fac cel mai mare troll posibil, mă, Alice, deci cel mai mare troll posibil o să ți-l fac eu dacă treci prin partea aceasta. Ce faci, Alice? Ce faci? Eu fac foarte bine, dar tu ce faci aici, măi, beberiță? Nu! Ce ușor! Cum ți-ai dat seama că sunt acolo? Mă vedeam sau ce? Păi da, ți-am văzut piciorul. Eu vreau să fac așa și te păcălesc. Ok, deci tu practic mi-ai văzut de la început, vrei să zici tu, nu? Da, exact asta vreau eu să zic. Acum jucăm pe mob și roz. Da, jucăm pe mob și roz. Și aș fi vrut să fiu tot eu, dar în fine vreau să fiu la ultima, deci la ultima trebuie să fiu neapărat. Bă, dar știi care e faza, mă, Alice? Știi care e faza? Că totuși ne-am făcut egalitate și cu Darusel la fel. De fapt, nu, Darusel m-a bătut la ultima. Deci asta este șansa mea. Asta este șansa mea. Și aș vrea la ultima să merg pe mâna lui Darusel. Sper că nu te-ai uitat la videoclip. Pentru că dacă te-ai uitat la videoclip e cam nasol, Alice. Sper că te-ai uitat totuși, dar nu până la ultima fază. Pentru că fix acolo vreau să mă ascund, Alice. Pentru că vreau să văd dacă tu o să mă găsești. Dacă... Deci fii atent, Alice. Eu pe Darusel nu l-am găsit, ok? A fost într-o ascunzătoare foarte, foarte bună. O să zic așa ceva de genul că au fost două căi pe unde el putea să o ia. Și am luat fix pe calea cealaltă. Și practic Alice, eu n-am mai ajuns acolo la el și chiar sunt curios dacă tu o să mă găsești în locul în care s-a ascuns Darusel. Dacă practic ești mai bun. Asta dovedește că tu ești mai bună decât mine, practic 100%. 100% gen, nu? Da, 100% am zis. Bine, eu sunt mai bună, gata. Păi da, cine ți-a zis că mă găsești, Alice? Păi prima dată trebuie să ajungi să câștigi la mine, după aia să vedem. Ok, foarte bine punctat, pentru că asta voiam să zic eu acum, Alice, credeai că eu gen, ok, nu mai contează.
stai, hai să te văd acum, Alex. Mamă, deci fii atent, Alex. Am o presimțire că tu ești un... Deci fii atent. Nu, chiar am o presimțire că ești... Opa, opa, de ce ăsta a lăsat așa în jos? Am și o întrebare. De ce ăsta a lăsat așa în jos? Alice, Alice, mă, Alice. Fii atent, mă. Eu am să zic că eu sunt la înălțime, așa că nu știu de ce zici tu de jos. Dar de ce ăsta e un indiciu? Ok, ok, un indiciu. Dar fii atent, eu trebuia să mă duc pe partea cealaltă pentru că m-aș fi dus pe culoarea ta roz. Trebuia să merg pe culoarea ta roz pentru că tu ești cu rozul. Dar o să mă duc acum, nu e nicio problemă. Deci fii atentă. Vreau să mă duc în partea asta din nou aici pentru că am văzut aia deschisă. Tu 100% ai trecut acolo. Și dacă aș fi Alice, m-aș duce ori pe mov, ori pe roz. Așa că mergem pe roz. Și hai să vedem aici dacă tu ești bine. De fapt, am dat prea multe detalii și cred că tu deja ai plecat, sincer. Dar cred că am fost cam prost la faza asta. Nu știu, scrieți voi acolo în comentarii. Dar nu-i nimic, nu-i nimic. Abonați-vă, deci ce nu știți voi e că el s-a dus pe culorile mele preferate. Dar eu, de fapt, m-am dus pe albastru. Dar să nu-i spuneți. Da, 100%, Alice, 100%. Crezi că nu te aud? Da, ce? Eu nu vorbeam cu tine. A, vorbeai cu cine vorbeai? Cu Daraxel, care nu e pe aici, nu? Nu, vorbeam cu oamenii. Ok, deci cred că am făcut o prostie. Bă, da, de ce mi se pare că am văzut ceva pe aici pe sus, dar n-am văzut pe nimeni? Ok, deci n-am văzut pe nimeni, Alice. Bă, da, unde ești, pe bune, Alice? Chiar sunt curios, unde ești? Zim și pe bune. Mă, Alice, da, pe bune, tu chiar unde ești? Nu, asta nu e corect, ok? Asta nu e corect, asta nu e corect absolut deloc, Alice. Asta nu e corect, Alice. De, bă, acum mai pot să mă urc, Alice, mă bagi în seama măcar? E ușor, da, nu, bă, de ce m-ai bătut? Alice, dar de ce ai rămas acolo? Întrebarea mea. Păi am vrut să te dau jos, dar tu ai probleme. Bine, mă, Alice, hai să ne înțeleg, hai dar și fii atentă, ultima rundă, cum ți-am zis eu și vreau să, chiar sunt curios acum, dacă o să meargă, scrieți-mi acum în comentarii dacă credeți că o să meargă tactica mea, unde s-a ascuns Daraxel cu mine și eu nu l-am găsit. Ok, deci hai să vedem. Deci era practic în partea aceasta aici. Ok, dar dacă mă duc în partea asta, ce-ar fi aici? Chiar sunt curios. Ia să vedem. Mergem în partea asta și aici. Mamă, ia fi atent, că am găsit aici ceva interesant, sincer. Cred că e interesantă și chestia aceasta aici, dar ia să vedem. Ok, deci nu, chiar e interesantă chestia asta aici. Da, sunt eu cam fraierel, în fine. Deci mă duc înapoi. Ok, deci nu mă las. Deci chestia asta dacă ar merge. Chestia asta dacă ar merge și m-ar duce undeva ca lumea. Dar unde mă duc, mă, că mă duc fix acolo și cam nu e nimic, dar de fapt, nu. Cred că mă duc înapoi. Unde s-a ascuns Daraxel și fii atent, Alex. Chiar sunt curios. Scrieți-mi voi acolo în comentarii dacă credeți că Alex o să mă găsească fix acolo. Ok, facem așa la de rută foarte, foarte frumos. Alex, chiar sunt curios dacă tu o să mă găsești. Chiar sunt curios ce crede lumea. Dacă tu o să mă găsești aici unde s-a ascuns Daraxel. Deci, practic, Daraxel, ca să știe toată lumea. Cine nu s-a uitat, Daraxel s-a ascuns undeva pe aici. Și ca să mergeți pe aici, trebuie să mergeți drept în față. Să ajungeți într-un portal și trebuie să mergeți într-o parte. Pentru că sunt niște căi pe care puteți să le luați. Deja am dat prea multe detalii lui Alex și ar putea să mă găsească. Zic eu, mulțumesc că mi-ai zis efectiv unde te afli, că eu am văzut tot clipul și acum vin după tine, așa că pregătește-te. Ok, am plecat, Alice, nu sunt acolo, asta a fost la derută, practic am derutat tot timpul și eu nu o să fiu acolo, suta. Alice, stai puțin. Te spune. Și ce înseamnă asta? Pentru că te-am găsit așa rapid, mai dăm o rândă și eu sunt max scund. Ok, nu, stai puțin, Alice, că mie nu-mi vine să cred ceva. Mă, dar Alice, pe bune, dar ce, cum s-a întâmplat chestia aceasta? Nu, eu chiar nu pricep. Nu m-am dus pe partea dreaptă. Eu practic, nu spune că m-am dus pe partea cealaltă. Doamne, cât de fraier sunt, Alice. Doamne, bă, cred că Daraxel, dacă se uită la videoclipul ăsta, o să râdă de mine în comentarii. Nu știu, scrieți voi acolo părerea voastră în comentarii dacă credeți că Daraxel o să râdă de mine sau nu. Adică eu îl las să râd, ok, puteți să râdeți și voi acolo, chiar vă rog să faceți asta, intrați acum în comentarii și râdeți de mine, puneți emojuri curios și cam atât, sincer, chiar merit, sincer. Normal că meriți, că nu știi să joci. Mersi, Alice. Cu plăcere. Ok, Alice, fii atent, acum o să vin după tine, pentru că tu ai vrut să te ascunzi și la asta, ok, Alice, deși fii atent, de fapt, stai puțin, Alice, dacă, ok, de fapt, nu mai știu, să scrie lumea în comentarii cum ne-am ascuns, care au fost fazele, pentru că nu mai știu absolut nimic, sincer, chiar nu mai știu. Te văd, ia, ce faci acolo? Unde mă vezi, mă? Eu îți zic să te uiți prin geam. Ok, mă uit prin geam, ok, nu mă uit prin niciun geam, pentru că tu o să fii undeva pe aici, 100% aici ești. Alice, deci fix aici, deci dacă nu ești Alice aici... Eu te-aș spune să te uiți prin geam, că să mă vezi. Cum adică prin geam? În ce geam, mă? Ia uită-te. Ce faci, mă, acolo, Alice? Ce faci acolo? Mamă, și cum ai ajuns acolo, bă, Alice? Cum ai ajuns acolo, oare? Ia să mă gândesc eu, pe unde o fi ajuns Alice acolo, sincer? Ok, deci era în partea aceasta, dacă mergem, dar nu, că n-am luat-o pe partea bună.
bună. Deci aici nu o să ajung practic pentru că am luat-o pe ăsta roșu. Dar ok, deja a ieșit. Ok. Deci am crezut că să fac ceva Alice, dar de fapt nu s-a întâmplat absolut nimic. Bă, dar pe unde ți-ai dus? Asta e secretul meu. Ok. Știi ceva? Eu trebuia să mă ascund în alon. Nu trebuia să fac treaba aia. Am vrut eu să fac cadavresel. Deci niciodată nu am înțeles. Niciodată nu trebuie să fac cadavresel. Deci asta este clar. Este scris în lege. Nu trebuie să fac cadavresel pentru că trebuia să vin fix aici unde găsisem un episodul cu Darusel, pentru că Alice n-avea cum să mă găsesc aici absolut doar. Nu știu, scrieți acolo în comentarii dacă credeți că eu chiar cred că Alice n-ar fi putut să mă găsesc aici, adică la modul cel mai serios, Alice, tu chiar n-ai fi putut să mă găsești. Mă, păi, dar ce ne spune, mă? Dacă eu te-am găsit, te-am găsit, aia e. Ok, 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 Alice, cum zici tu, cum zici tu? Bă, da, întrebarea mea e, unde te-ai dus acum? Acum n-o să mai spun, îți dai seama. Ok, deci n-o să mai spui, știi care este faza? Cred că cam atât o să fie cu mine, cred că, sincer, pot să zic că am pierdut, sincer. Deci, recunoști că am câștigat și ok, normal. Da, ai câștigat, dar nici mai bună. Ba da, okay. Trebuie să spui. Ok, trebuie să spun, da, să trebuie să spun. Bă, dar unde te-ai dus, mă? Da, ți-am spus că nu să zic. Ah, păi ia fii atentă că, bă, păi practic aici sunt două intră, mă, peste puțin. Bă, ok, păi și dacă mă așa, păi aici trebuie să mă duc eu, mă. Bă, da, adică practic nu trebuie să fac treaba aia să intru prin chestia aia, dar mă rog, eu cam același lucru. Sau de fapt, ba da, mă, uitați, deci fix aici a fost Darusel, mă, frate. Bă, da, câtă fraier am fost. Bă, dar unde ești, mă, Alice? Da, eu ți-am zis că m-am ascuns prea bine pentru cineva ca tine. Da, ai dreptate, chiar te-ai ascuns prea bine, dar fii atentă, vreau să-mi spui, bă, acum să mai fac 20 de secunde, ok? Păi da. Așa, și pentru că să fac astea 20 de secunde, fii atentă ce vreau eu acum, vreau să-mi spui unde te-ai ascuns. Nu, unde te-ai ascuns, să-mi dai un indiciu, ceva. Bine, bine, deci stai, că mai ies încă 6, 5, 4, 2, păi 2, hai mai repede, Alice, că 3. Până ajung, oricum eu sunt brăgat aici prin interior. Da, deci eu sunt peste o sticlă. Peste o sticlă? Adică peste o sticlă, stai puțin. Sticlă, unde-i sticlă, unde-i sticlă, unde-i sticlă, Alice? Opa. Dar în ce parte? Aici nu, m-am dus pe partea greșită. Ok. Se pare că Alice, deci cam Darusel, practic mă bate la ultima rundă. Atât de fraier sunt, sincer. Ok, mergem aici înapoi, mergem în partea cealaltă pentru că Alice nu era aici. Vreau să merg înapoi aici. Ok, Alice, acum, galben. No, nu e bă nici aici. Mă, dar unde te-ai ascuns, mă? Dar ce galben visez? Că nu e niciun galben. Ok, de ce zici asta, Alice? Păi cum adică de ce zic? Că eu nu sunt pe galben. Ok, atunci o să merg pe... Nu o să zic unde să merg, pentru că o să merg fix aici și aici. Deci aici, bă, dar de fapt, bă, dar unde e sticlă, pe bune? Credeam că e sticlă aici, așa am crezut că e sticlă. De fapt, e sticlă deasupra aici, dar în rest nu mai nimic. Bă, dar ce... Păi, dar eu nu am sticlă deasupra, eu deasupra am lână, eu am jos sticlă. Opa, fii atentă, dar nu e harta aia, mă, nu e harta aia. Ok, unde, bă, da, Alice, unde ești? Păi nu o să-ți spun că o să câștig. Ok, sticla aici, dar nu ești, mă, aici, bă, Alice, gata, mă, mai bătut. Ai, bravo, nu știu, bravo, mă, Alice, ce să spun, n-am ce să spun decât felicitări, sincer. Uite, Alice, nu, 20 secunde, bă, nu, bă, dacă nu te-am văzut pe partea cealaltă, ok, deci e cam enervant, ok, mamă, Alice, dacă erai deșteaptă, puteai să mă duci pe partea cealaltă, dar unde te-ai dus? Acum, te-am luat. Corect, da, deci am câștigat, bine, asta a fost tot clipul și ne vedem data viitoare, pa! Da, scrieți voi acolo în comentarii cine a câștigat, practic, finalul, dacă eu am câștigat sau dacă a câștigat Alice, și scrieți acolo în comentarii dacă vreți să-l aducem și pe Darusel și pe Alice să facem pe această hartă, toți trei să ne batem aici, ar fi super tare, scrieți voi acolo în comentarii. Alice, ceva de final? Da, eu am câștigat, pa! Ok. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.